Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă etalare. De data aceasta vă propun o etalare interactivă. V-aș ruga să vă gândiți foarte bine la persoana respectivă, la persoana cu care vreți să aveți o relație sau cu care sunteți în relație. Este o etalare și încercăm să răspundem, prin care încercăm să răspundem la următoarea întrebare. Ce vrea el sau ea de la mine? Deci ce vrea partenerul dumneavoastră de la dumneavoastră? Ce vrea din această relație? Haideți să alegem între această piatră, numărul 1, 2, și 3. Gândiți-vă foarte bine sau la ce pachet de cărți vă atrage, ce piatră vreți să alegeți și vom începe. Vom da aceste cărți la o parte și haideți să aflăm pentru cei care au ales această piatră. Eu o să încerc să pun în descrierea videoului de altfel și variantele la ce minut încep pe cât posibil am să pot. Vrea de la dumneavoastră o schimbare, o să vă trimită un mesaj scurt pentru că are nevoie să vă schimbați sau fie dacă dumneavoastră vorbiți prea mult, poate nu-i prea place lucrul acesta. Deci are nevoie ca dumneavoastră să vă schimbați din punctul acesta de vedere. Parcă bârfiți prea mult și lucrul acesta nu îi place. Vrea să comunicați foarte mult pentru că văd aici că nu comunicați îndeajuns sau comunicați, dar nu foarte mult. Deci persoana respectivă, partenerul sau partenera, vrea ca dumneavoastră să comunicați foarte mult, pentru că, uitați, dacă nu este un semn de întrebare, există o chimie, doar o atracție între voi, însă doar din partea unuia, pentru că celălalt riscă să fie atras de altcineva. Atenție foarte mare, pentru că persoana respectivă vă spune să comunicați mai mult, să fiți deschisă mai mult, pentru că s-ar putea ca persoana respectivă să se uite la altcineva. Da, exact. Și pentru că se găsește ca o ca într-o închisoare, da? S-ar putea ca să fie îndrăgostit în prezent de altcineva datorită poate acestei lipse de comunicări, lipsa de atenție, ceva s-a diminuat în relația dintre voi și dragostea a fost îndreptată către altcineva, căci cu dumneavoastră se simțea ca într-o închisoare sau simțea că nu avea libertate. Poate ar fi dorit mai multă libertate din partea dumneavoastră. Eu cărțile spun aici să comunicați mai mult și să gândiți mai liber, da? Să aveți o gândire mai nu așa de strâmtă, să aveți o viziune mai amplă a lucrurilor. Parcă luați lucrurile ad literam, ar trebui să aveți o viziune mai amplă asupra lucrurilor și să comunicați mai mult pentru cei care au ales acest prim pachet. Da? Atenție, pentru că riscă să fie atrasă de o altă persoană, o altă persoană să-i facă ochi dulci, cum s-ar spune. Da? Cam atât pentru cei care au ales această variantă. Haideți să vedem acum pentru cei care au ales varianta a doua. Pentru cei care au ales varianta a doua, ei vor să
parcă să vă dea un cadou, să termine cu anumite conflicte. Văd că există și poate o a treia persoană în această relație. Vrea în orice caz să termine cu aceste conflicte, vrea să se retragă, vrea să plece. Parcă această persoană vrea să plece sau ca dumneavoastră să plecați și da, pentru că el vrea să rămână cu cealaltă femeie. Există o a treia femeie în această situație, iar el va pleca pentru a se reuni cu această femeie. Și va divorța, așa mi-arată aici, că va divorța de această femeie. Vrea să termine cu certurile din casă care sunt acum, se va retrage și pentru a fi cu această femeie, da? Cam asta mi-arată, din păcate, pentru cei care ați ales această variantă. Și parcă ar vrea să vă dea ceva, da? Sau poate să mai însemne că a existat o altă persoană în relație, dar vrea să se reîntoarcă la dumneavoastră și să reîncepeți ceva, însă totuși mie cărțile îmi spun că nu, că este vorba de cealaltă persoană, vrea să se îndrepte către cealaltă persoană. Îmi pare rău, așa mi-arată, așa simt pentru cei din a doua variantă. Poate să fie și invers, însă nu. La început între ei a fost doar un flirt, însă acest flirt, această conexiune a lor a dus la o ruptură între voi și va duce la un divorț mai târziu. Cam atât pentru cei care au ales această a doua variantă. Îmi pare rău, dar asta vă spun. Pentru cei care au ales a treia variantă, pentru aceste persoane se caută soluții la muncă pentru a merge cât mai bine, a le merge cât mai bine în familie, pentru a pleca undeva. Vrea să vă spună că trebuie să depuneți și dumneavoastră eforturi în această relație. Sunteți egali, da? Vrea să fiți egali în această relație. Vrea o egalitate de la dumneavoastră. Vrea să plecați într-o călătorie, ca și cum ar fi o lună de miere. La început în această relație a fost un pic o relație, să zic, ca o aventură, da? Nu au fost sentimente de dragoste la început, însă vrea ca dumneavoastră să vă găsiți calea, să găsiți luminița de la capătul tunelului, să lăsați tot ce a fost în trecut în urmă, să aveți o transformare și să puteți călători, să puteți pleca. Văd că plecați undeva, parcă cu avionul, da? Undeva departe, mi-arată o călătorie, însă vrea de la dumneavoastră ca să vă stabiliți, să vă regăsiți calea, să vă găsiți echilibru, să faceți această relație, să depuneți eforturi egale pentru această relație, probabil pentru că unul dintre voi ați suferit în trecut și vrea ca dumneavoastră să depuneți aceleași eforturi în această relație. Este o relație foarte frumoasă, o relație bazată pe sentimente reciproce care treptat duc către o dragoste adevărată, pentru că ați început doar printr-o
aventură și totul se transformă treptat în dragoste, însă trebuie să depuneți eforturi egale pentru a putea hrăni această legătură frumoasă pe care amândoi o aveți. Vedeți aici, aceasta este femeia și bărbatul, amândoi ați creat această legătură și trebuie să depuneți în continuare eforturi ca totul să fie bine, să nu fie niciun impediment în relația dintre voi. Deocamdată nu văd absolut niciun impediment, în afară că este totuși o relație de lungă durată, va fi ceva de lungă durată pe care voi doi, un drum pe care îl faceți împreună pentru a lăsa trecutul în spate. Poate pentru că cineva a suferit înainte și are nevoie de vindecare. În orice caz, este o relație în doi armonioasă, foarte, foarte frumoasă. Cam atât pentru această etalare. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.